Ioana, mulțumesc pentru informații. Noi mergem acum mai departe. O serie de documente CIA care fac referire la România comunistă au fost declasificate pentru că au trecut mai bine de 25 de ani de când au fost redactate. Situația din țara noastră sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu era foarte bine cunoscută de serviciile secrete americane, care au făcut o clasificare a personajelor politice de prim rang la vremea respectivă. Acestea au fost împărțite în trei grupări. Prima, care ar fi venit la putere în locul dictatorului în urma unei lovituri de stat forțate, era alcătuită din Emil Bobu, Elena Ceaușescu și Ion Coman. Ei alcătuiau așa numita gardă din interior. A doua grupare, numită Brokerii Puterii, îi reunea pe Ilie Verdeț, Constantin Dăscălescu și Cornel Burtică. Iar a treia grupare, Rivalii în Eclipse, era formată din Virgil Trofin, Paul Niculescu și Ion Iliescu. Despre acestea din urmă, serviciile secrete americane au remarcat că este inteligent, dinamic și neobișnuit de cald. În raport sunt menționate și capabilitățile militare ale României din timpul războiului rece, dar și aspecte ale societății post-decembriste, mineriadele sau scrierile lui Ioan Pacepa.